Bună ziua, doamnelor și domnilor, bun găsit la emisiunea Ce vor plantele. Ne întâlnim și în această zi, început de săptămâna mare, săptămâna mare pe care vă rog să o parcurgeți cu multă răbdare, cu liniște, cu nădejde și cu credință. L-am alături de mine și astăzi pe invitatul emisiunii, doctor inginer Horia Ghibu, specialist în protecția plantelor, care îi spun bună ziua și bine ați revenit. Bună ziua, bine v-am găsit. Și împreună cu dumneavoastră încercăm să parcurgem încă o oră de emisiune în direct, astfel încât să vă dăm încredere că și dumneavoastră puteți să faceți agricultură, doar că vă lipsesc micile sfaturi sau micile detalii. Aveți la dispoziție cele două numere de telefon, cele afișate pe ecran, unde puteți să intrați în direct cu noi. Alo, bună ziua, vă ascultăm. Alo. Bună ziua, sunteți în direct. Românile, cu respect, domnul inginer. Domnul inginer, două probleme. Am patru pieți de pomi plantați în toamna lui 2019, un măr, un păr și doi gutui. Da. Părul și mărul sunt cumpărați din magazin, așa, au plecat foarte frumos, au foarte, foarte multe buchete de flori acum. Da. Am înțeles de la dumneavoastră că în primii 2-3 ani de viață să-i las 2-3 fructe maxim. Da. Când îi rup florile? Acum sau când începe? Nu rupeți florile, lăsați să se formeze fructele și o să vedeți că din buchetul acela 2-3 mere se dezvoltă normal. Și una, două, trei, mă rog, dacă sunt din 5 sau din 6 flori, două sunt mai mici sau trei sunt mai mici. Și alea mai mici le eliminați. Deci lăsați așa o încărcătură modică de 2-3 maximum pe buchet și să nu fie mai mult de aproximativ 6-7 fructe pe pom pentru că se epuizează. Da, da. Cam cât să fie mărimea fructului când voi rupe celelalte? De mărimea unei alune. De mărimea unei alune. O să vedeți dumneavoastră că unele se dezvoltă mai puțin decât celelalte. Și alea înseamnă sau că chiar așa cad. Alea așa înseamnă că vor rămâne tot timpul mai mici decât restul. Alea le și eliminați. Altă problemă, domnul inginer. Am pus tot în toamna lui 2019 doi puieți de gutui, dintre aia de odinioară cu gutui mari și zemoase, nu știu ce, luați din pământ de la alți pomi. Da. Așa, unul se dezvoltă super frumos, celălalt anul trecut mi s-au uscat frunzile și câteva crengi, le-am tăiat le-am ras de unde plecau propriu-zis crengile, da. Acum i-au dat alte crengi și începe același fenomen. Deja au început frunzulițele să se negrească pe margini, să se răsucească. Puteți să le eliminați. Eliminați-l, nu-l mai lăsați pentru că ăla este bolnav și nu vă va da rezultat. Eliminați-l, scoateți-l afară. Am înțeles. Plus că vi-l îmbolnăvește și pe celălalt. Sunt la distanță mare. N-are importanță. N-are importanță, insectele și păsările vor umbla din unul în celălalt și vi-l îmbolnăvește și pe cel sănătos. Așa. Și ultima întrebare, domnul inginer, am un gutui, un caiz de vreo 5 ani de zile. Acum un an a fost plin de fructe, așa, până la un moment dat, când au căzut instantaneu, în câteva zile au căzut toate fructele, da. Dar masa foliară se dezvoltă foarte, foarte greu. Acum un an s-a dezvoltat într-un final masa foliară, acum are doar 20 de frunzulițe în dita mai pomul. Bun, să găsiți undeva foliplant în momentul în care dumneavoastră începeți tratamentul cu produsul ditane pentru dezvoltarea masei foliare, combinați în produsul ditane și foliplant. Am înțeles. Să ajute hrănirea fructelor. Și au cam doi ca aici de aceeași vârstă. Da. Nu așa, unul mi merge mai bine ca și masă foliară, dar ăsta care îi merge mai bine are crângile crăpate de sus până la culpină, groaznic de rău. I-am făcut fel de fel de tratamente. Nici nu mai se întâmplă. Se întâmplă. Nu este nicio problemă. La cais sunt varietăți de cais care au asemenea fenomen. Alții sunt cu coaja netedă, alții cu coaja crăpată. Nu este nicio problemă. Singura chestiune este să faceți dumneavoastră tratamentul cu produsul ditane din două în două săptămâni când apar frunzulițele.
Produsul respectiv ajunge și pe crengi, pe crăpăturile acelea, puteți să insistați. Ditanele nu dă posibilitatea ciupercilor și agenților patogeni să se instaleze în crăpăturile alea. Și ați rezolvat problema. Am făcut în perioada de iarnă, când s-a făcut tratamentul de iarnă, am făcut o pastă din corect. Ați procedat corect. Și am luat toate crângile cât am putut. Sigur. Cu pensula. Da. Ați procedat corect. Tot îmi place cum arată. Se întâmplă fenomenele astea, se întâmplă, se accentuează pe moment ce caisul înaintează în vârstă. Dar dacă faceți tratamentele la timp, nu dați posibilitatea agenților patogeni să se instaleze în crăpăturile acelea și să creeze probleme. Deci nu recurg la situația de al treia? Nu. Sub nicio formă, nu. Lăsați-l că nu se întâmplă mare lucru. Bine, domnule inginer, mulțumesc mult. Vă doresc sărbători fericite și să ne auzim cu bine. Asemenea, vă dorim și noi. La fel. Alo, bună ziua, vă ascultăm. Alo? Bună ziua, sunteți în direct. Să rămâne, doamna Cristina, să trăiți, domnul... Trăiți în noastră. Cu respect. La mulți ani de sărbători și de ziua lui doamna Cristina și al lui soția și mama cu Cristina. Mulțumim. Mama lui Cristina și soția noastră. Da. Mulțumim. Domnul profesor și doamna Cristina, vă rog să îmi spuneți și mie dacă am altoit un vișin cu cireș. E bine sau nu? Văd că au început să dea deja de vreo 2-3 lăstării. Ați altoit un cireș în vișin sau într-un vișin, nu înțeleg, ați altoit în coroană? Într-un lăstar jos, deci la bază. Așa, aveați un vișin ieșit din sâmbure și ați altoit un cireș? Nu, din rădăcinile altor care i-a scos vecinul. Am altoit cu un vișin cu cireș, e bine sau nu? Nu este nicio problemă. Nu este nicio problemă, doar că să sperăm că se și dezvoltă. Dacă este ieșit din sămânță, atunci are rădăcinile bune, proprii, pentru că întotdeauna un portaltoi vegetativ are rădăcinile bine dezvoltate. Dacă e obținut în altă modalitate, nu știu cum mi-a zis că l-a scos cineva sau nu înțeleg, n-am înțeles. Vecinul a scos vișinul și din rădăcinul a dat alții... Am înțeles. E bine. Atunci nicio problemă, o să funcționeze altoirea. Altă problemă, vă rog să mă ascultați cu atenție dacă sunteți amabil. Un vecin care este jurar, mi-a spus că el în pădure este nuc sălbatic. Și că... șefii lui de la aia, de la Silvic, le-a zis că-i dea lor ca să-i altărească și să poată altări tot cu toate plantele, cu toate toți pomii. Nu cu sălbatic. Așa, deci aveți un nuc sălbatic și vreți să-l altoiți. Vă auzim foarte, foarte rău. Nu cu sălbatic. Așa. Este la cineva în pădure. Da, și? La un vecin. Și mi-a zis că se poate altoi în el tot felul de pom. Da, orice pom? Numai nuc. Restul nu se prinde. Numai nuc. Da, asta am vrut, profesor. Am avut o contrazicere cu el. Nu... Îi spuneți că dacă v-a spus că orice pom, spuneți-i să facă experiența să altoiască cu lămâi. Da. Bine, domnule, să trăiți cu respect, sănătate, la mulți ani. Sănătate. Sanitel, dezinfectăm pentru mâini și suprafețe. Sanitel, în rețeaua magazinelor Glissando. Alo, bună ziua, vă ascultăm. Să rămână, doamna Cristina, să treacă, domnul doctor. Trăiți în noastră. Două întrebări vreau să vă adresez. Vă ascultăm. Am stropit prunci și vișini cu Nova din Progres și Alcupral. Am făcut bine? Da. Gutui am stropit cu aliet, la apariția frunzulițelor. Corect.
Ce slăpire urmează acum la gutui? La gutui, lăsați să apară primele frunzulițe, frumos, da? Da. Așa. Și mai faceți încă un tratament cu aliet și puteți să puneți și Novadin Progres. Da. Da? Da. Așa. Iar după 2 săptămâni puteți să interveniți cu produsul Score sau Sistein Forte sau Topaz. Score l-am. Așa, Score, 2 ml, împreună cu un insecticid. Fie că puneți Novadin Progres, fie că puneți Talent și eventual, dacă vreți să se dezvolte frumos masa foliară, să adăugați și Foliplant. Da. Sau dacă n-aveți Foliplant, Fertitel sau Bionat. Da, nu, Foliplant. Orice îngrășăm în foliar neapărat. Un îngrășăm în foliar. Nu trebuie să lipsească măcar de 4 ore aplicat pe an la orice cultură. Da. Mulțumesc, să rămână să trăiți. Sănătate. Multă sănătate. Alo, bună ziua, vă ascultăm. Alo, să rămână. Bună ziua. Să rămână, doamna Cristina, să trăiți, domn profesor. Trăiți și dumneavoastră. Ion din Călăraș. Da. Am și eu câteva probleme. Vă ascultăm. Am un solar de 50 de metri pătrați. L-am dezinfectat pe 1 aprilie. Da. Basamit. Da. Am băgat 3 kg de basamit. Am făcut bine, e mult? E bun. La ce suprafață ați pus 3 kg de basamit? La 50 de metri pătrați. Da. Un solar. E bine. Așa, bun. După 2 săptămâni am plantat lăsadul de roșii. Așa. Bun. Vreau să vă spun o chestiune. Nu după 2 săptămâni. Da. După 3 săptămâni trebuia. După 3 săptămâni, din cauza asta le-am pierdut pe toate. Deci tot ce a fost în pământ... Deci după 3 săptămâni trebuia să băgați motocultorul sau ce să reîmprospătați stratul de pământ, da, și după aceea să plantați. Da, deci și după formol, da, și după basamid, 3 săptămâni. Da. 3 săptămâni. Da. Bun, și acum eu știu cu ce să mai aduc un aport de îngrășământ la sol. Puteți să puneți acolo produsul Terracalco. Și ăla, cam cât trebuie la o suprafață. Și ăla în corp. 2 saci de Terracalco vă ajung de 20 de kilograme. Da, și îl încorporați în sol frumos și după aceea puteți să plantați ce doriți dumneavoastră. Și îngrășământ puteți să puneți complexe. Dacă ați dezinfectat solul, încercați să evitați anul acesta îngrășămintele naturale, pentru că odată cu îngrășămintele naturale aduceți și dăunători și dăunători de... Nu am băgat îngrășământ natural. Știți, am băgat cenușă de... Am văzut tot la noastră, am ascultat. E perfect, e bună, e bună. Cenușa e bună. E bună cenușa, da, dar nu aduce un aport de azot, fosfor și potasul. Deci ca să plantele să vi se dezvolte, trebuie să administrați elemente nutritive. Atât la sol, când puteți să o faceți cu îngrășăminte naturale sau complexe. Dar naturalele trebuiau să existe deja în pământ când ați făcut dezinfecția solului, ca să le dezinfectați și pe ele. Acum, dacă ați făcut dezinfecția solului, puneți complexe, cu azot, fosfor și potasiu. Da. Și pe parcursul vegetației, completați aceste îngrășăminte aplicate la sol cu aplicări foliare de îngrășăminte. Da. Bun. Bun, vă mulțumesc frumos. Multă sănătate. Alo, bună ziua, vă ascultăm. Bună ziua, fiți amabilă. Am înființat, o singură întrebare aș avea. Am înființat răsanița, am semănat roșii, deja plăntuțele au răsărit. Da. Ce tratament aș putea să le fac pentru vigoarea lor, pentru... Deci să vă cumpărați produsul Previcur. Da. O fiolă de 10 ml în 2 litri de apă și stropiți plantele și pământul când plantele respective au 4 frunze adevărate. Până atunci nu dau cu nimic. Până atunci au doar cele 2. Atunci este faza cea mai importantă.
Aha. Și lângă previcur, eu v-aș sugera da. Să puneți și albit. Albit este un agent antistres și un stimulator da. De creștere. Ajută deci... răsadurile să se dezvolte uh-huh. armonios, frumos, să fie mai rezistente și să-și dezvolte și un sistem radicular. Bun. Și albitul ce concentrație? Albitul puneți 2 ml în 10 da. Litri de apă. Dacă n-aveți nevoie da. De 10 litri de apă... 1 ml la 5 litri. Și la fel puteți să-l aplicați deodată cu previcurul și pe pământ și prin stropire pe frunzele răsadurilor. De mai multe ori, o singură dată puteți, până la... Puteți să faceți în felul următor... Să dizolvați că o fiolă de aia are 2 ml și da. E din sticlă. Așa. Da. O puneți în 10 litri de apă și da. Apa care vă prisosește o puteți păstra și peste o săptămână puteți să o aplicați din nou. Deci la 7 zile exact. Pot repeta. Exact. Dacă vă rămâne apă. Da. Deci până când nu cresc frunzele, până nu-i apar frunzele adevărate, nu intervin cu nu absolut... trebuie planta până când nu apar frunzele adevărate. Și ciuperca respectivă, Pythium de Barianum, are un ciclu de dezvoltare și ea nu atacă numai când plantele se dezvoltă și atunci atacă. Deci fenomenul îi observat de mult. Da, pe suprafața pământului totuși par... Mi se par ceva verdeață, așa, o... Deci, de asta v-am spus, stropiți și planta și pământul. Da, dar până atunci nu o să... Nu se întâmplă nimic, nu se întâmplă nimic. De la umezeană. Bun, am înțeles. Nu afectează, planta. Dacă vreți să ăsta, presărați pe sol un pic de topsin ca să stopați dezvoltarea mușchilor, dar nu afectează plantele. Și odată aplicate tratamentele pentru plante, vor dispărea... Și ei. Am înțeles. Mulțumesc mult de tot, sănătate, sărbători liniștite și cu sănătate. Mulțumim frumos, asemenea. Știi că pesticidele chimice stresează plantele și reduc producția cu până la 30% și cauți o soluție antistres? Mai bine ascultă sfatul specialiștilor. Folosește Albit, biostimulator cu proprietăți antistres. Albit, dă putere plantelor. Alo, bună ziua, vă ascultăm, stați în direct. Alo? Bună ziua! Bună ziua! Salut! Nu vă spăra, am și eu două întrebări, sau trei întrebări. Da, prima, spune. Este vorba despre niște stânjeni. Am niște stânjeni, niște iriși mai deosebiți, da. Culori deosebite și sunt, au frunzele galbene. Da. Deci, ce aș putea să folos? Da, acolo, da. Dumneavoastră, ați... trebuie să vă cumpărați produsul Ditane. Da. Și împreună cu un fertilizant foliar. Le puteți foliplant. Amesteca. Foliplant sau Fertitel sau Bionat. Da. Bun. Da, mulțumesc. Auziți, dar se prinde de frunză. Se prinde de frunză. Stați liniștite. Deci trebuie bun. Să pulverizați așa cum vă pulverizați cu parfumul sub braț. Da, mulțumesc frumos. De mai multe ori, adică la o săptămână, trebuie repetat tratamentul la două săptămâni. Da, mulțumesc. Dar înainte de a face operațiunea aceasta, să faceți toaletare. Deci frunzele care sunt bolnave, le îndepărtați, faceți toaletare la sol în așa fel încât să nu fie frunze uscate sau resturi vegetale care se poată produce... ciuperci sau alți agenți patogeni și după aceea faceți tratamentul. Da, mulțumesc. A doua întrebare, e vorba de zambile. Da. Au făcut o boală pe frunză, apar niște ovale de culoare galben cărămizii și se duc spre vârf și apoi se îmbolnăvesc și bănuiesc că mor. Nu înțeleg ce trebuie să le fac. Eu am încercat să îndepărtez frunzele acele bolnave, dar totuși continuă boala. Cu ce aș putea să le tratez? Deci dumneavoastră să vă cumpărați produsul Aliet sau Aleato și împreună cu un insecticid. Fie că folosiți produsul Talent, fie că folosiți Coragen. Da.
sau am înțeles. Caratezeon sau mavric. Da. Da? Da, mulțumesc. Și tratamentul, da, repetați la 2 săptămâni. Da, mulțumesc. Și ultima întrebare, da, tratamentele la trandafiri. Am început la primele frunzulițe cu score, cu un insecticid și corect, cu un talent. Da, ăsta e insecticidul, apoi, talentul. Da, da, și un și bionat. Da, perfect. Se repetă la 2 săptămâni același tratament. Deci lăsați acum să apară frunzulițele. Da, da, da. Și da, după aceea începeți tratamentul normal cu score și, da, cu un insecticid. Insecticidul nu este neapărat nevoie să-l puneți la fiecare tratament. Trebuie am să înțeleg, observați că o să apară bobocul de floare. Pe bobocul, da, de floare o să se așeze niște afide, niște păduc de frunză. Și atunci, afidele, da, când îi vine rândul, puneți și un insecticid, le-ați omorât și 2 săptămâni aveți liniște. Mulțumesc. Și însă vreau să vă fac o remarcă. Dacă aveți, da, trandafiri și țineți mult la ei, să, poate, vă procurați din timp produsul Miraj. Pentru mi l-am că procurat. Bun. În luna iunie, va apărea rugina. Și atunci, da, va trebui să combinați un insecticid cu produsul Miraj. Bun. Și poți să continui cu acest tratament cu Miraj o dată de 2 ori de 3 ori. Până la capăt, până toamna târziu. A, deci poți să-l folosești. Știi de ce? Sigur, că pe plic scrie de 2 ori pe sezon. De 2 ori pe sezon la plantele pe care le consumăm. A, da. La trandafir, da, nu-i cazul. Da. Da, da, da. Mulțumesc. Acestea au fost întrebările. Mulțumesc frumos. Cu mare drag. Și sărbători cu sănătate. La mulțumim asemenea. Mulțumim. Alo, bună ziua, vă ascultăm. Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua. Vreau să vă spun următorul lucru. Am acasă un atlas botanic de acum 50 de ani. Așa. Și acolo scrie și de boi și de dăunători și eu s-o ofer, dacă vă trebuie să vă iau o roată jos, eu vă iau, dar nu pot. Și vreți să-l vindeți? Vreau să vi-l dau dumneavoastră. Așa, îl primim cu mare drag. Dar vreau să mai spun, acolo scrie și de bol, și de dăunător, și de căpușe, și de... Dar sigur, nu, eu nu știu, că dacă s-o ofer, nu mă pot să-ți iau roțele, dar altceva nu pot. Trimiteți în el nouă, că noi știm să-l citim. Da, acum, cum să fac? Că am un agronom din Juc, dar spune, da? Domnule, spune-mi unde să mă duc, că eu pot, e mai bătrân ca mine cu 5 ani. Dacă e acolo lângă dumneavoastră, să noteze adresa. Da, stai un pic să iau creionul. Că stau. Eu mi-l duc până în Cluj. Bine. Până îl dau la CFRS. Nu, dacă duceți în Cluj, atunci cu siguranță rezolvăm problema. No, stai un pic să scriu adresa. Da. Da. Acum scriu. Liviu Rebreanu, 68. Liviu Rebreanu. 68. O să vă preia colegii mei din regie, să nu închideți telefonul, o să vă preia colegii mei din regie și cu ei povestiți aceste date. Aveți întrebări pentru noi? Nu, n-am nimic, numai vreau să vă... Bine, o să vorbiți cu colegii mei, bine? Restul informațiilor. Alo, poate bună vă ziua, dă numărul de telefon. Alo, bună ziua, vă ascultăm. Alo? Bună ziua, vă ascultăm. Bună ziua. Bună ziua. Aș vrea să vă întreb două întrebări aș avea. Da, vă ascultăm. Am pus din toamna trecută niște ceapă luată dintr-un magazin Kaufland, n-are rost acum că trebuie să-i spun numele, care scria că e un arpagic olandez. Așa. Și mi-a ieșit toată mi-a ieșit. Dar în schimb, de astă toamnă și până acum, zici că nu crește deloc nu crește. E parcă e pusă nici de acum, dacă era pusă, am pus acum de primăvară și o ajunge din urmă pe și vreți, care am pus-o. Și vreți să o consumați acum ca ceapă verde? Păi aș fi vrut, dar nu mai merge, că nicio problemă. Deloc.
nicio problemă. Să cumpărați produsul Bionat. I-am dat cu Foliplant, i-am dat cu Albit. Și? Nimic, nimic. Nu crește. Nimic, nu crește. Pe unele locuri parcă ar fi început să facă și căpățână, dar nu știu de ce. Ce nu-i priește că e arpagic olandez. Nu știu. Vedeți, ăsta e rolul nostru, să promovăm produsele românești pentru că ele sunt aclimatizate la noi și nu mai cumpărați chestiuni. Și românii știu să facă semințe de calitate și părerea mea este ca dacă vrem ca țara asta să se ridice, să cumpărați produse de la români. Cumpărat în primăvara asta arpagic de al nostru românesc, a ieșit și l-ajunge pe ăsta din urmă. Ați văzut? Ei, ați văzut? De aceea noi vă spunem întotdeauna și spunem ce să cumpărați ca să aveți și rezultate. Nu neapărat tot ce vine de afară, să știți că e foarte bun. Nu. Dar de ce a ieșit toată, și nu crește? Care să fie motivul să crească clima? Nu e învățat în România. Da, nu e învățat, nu e aclimatizat. Da. Cine știe, are o suferință, probabil l-ați plantat prea repede, oare avea atașat pe ambalaj. Din toamnă am cumpărat un săculet, avea 900 de grame, am cumpărat doi, zic, mi-ajunge. Și acum eu cumpăr ceapă verde, că nu am ceapă. În general, plantele care emit tija florală, sau cum a zis noastră căpățână din primul an de vegetație, acelea fie n-au fost plantate în epoca de plantare corectă, fie au suferit, au fost etape de căldură și etape de frig și ele au crezut că a trecut în anul 2. Deci ori a fost o deviație de temperatură, diferență mare de temperatură și planta a fost debusolată, tocmai pentru că, ce spunea domnul Ghibu, nu s-a climatizat la noi în țară și nu recunosc anotimpurile și ciclicitatea anotimpurilor. Așa ceva n-am pățit niciodată. Eu să stau la țară și să cumpăr ceapă și măcar n-am pus de aia mai mare de asta toamnă că puneți, stau și eu ceapă verde. Puneți arpagic de ăsta românesc, să știți că ăsta... Auziți? Am pus acum de primăvară și a ajuns o paia din urmă, dar încă sigur. Nu se poate mânca. Dați numai cu Bionat sau cu Foliplant și puteți să consumați ceapa în 3-4 zile, puteți să o consumați. Da. Și mai am o întrebare pentru doamna Cristina. Făceați miercurea o emisiune despre animale. Da, marțea. Nu mai faceți. Păi nu mai fac că e pandemie și ca să ne întâlnim în fiecare marți mai multe persoane în platou nu este indicat la acest moment. O să revină cu emisiunea, dar să treacă în cazul ăsta și... Auziți, dar te scurt acum, ba de la rolul emisiunii. Am o cățelușă peste 2 ani, peste 20 de ani, nu mai aude, ce pot să-i fac? Să o îngrijiți și să aveți grijă de ea ca și de un om bătrân, cât are zile de dus să le ducă frumos. Asta este sfatul meu, să consultați un medic veterinar dacă puteți, să vedeți, poate mai există niște... N-are ce să-i facă la vârsta asta, că ți-ai... Am fost la un medic veterinar în Alexandria, specialitate, și mi-a zis că e prea bătrână, dar chiar... Păi de acum auzul și vederea nu-i mai revin, dar e foarte important. E foarte important ca dumneavoastră să o considerați o cățelușă în vârstă. Evident, bătrânețea vine cu probleme de sănătate și să respectați vârsta și să o îngrijiți cât mai are de zile de trăit. Mai puteți să-i alinați puțin din durerile de la artrită cu antiinflamatoare, dar asta doar la recomandarea medicului veterinar, pentru că orice tratament se dă după ce s-au făcut niște analize, să se vadă funcționalitatea organelor interne. Că dacă nu duce ficatul și rinichii, atunci nu se recomandă niciun tratament. Înțelegeți? Eu mă înțeleg cu ea foarte bine, mă înțeleg prin semne, este foarte atentă și când îi fac cu mâna și la tot, deci numai prin semne și este atât de apropiată și de... Sigur, trebuie să aveți grijă de... Să vă spun. Trebuie să aveți grijă de ea, pentru că asta e. Cățeii care trec de vârsta de 17-18 ani deja au probleme.
Dar trebuie să le respectăm viața și problemele, pentru că și noi suntem la fel, cu o vârstă și cu probleme de sănătate, și noi ar fi trebuit să fim respectați, și așa trebuie să oferim respect și viețuitorilor din jurul nostru. Vă dorim multă sănătate! Productivitatea, timpurietatea și gustul sunt caracteristicile de bază ale semințelor hectar. Ardeiul Gogoșar Traian F1 este un hibrid timpuriu, viguros, compact, pretabil în culturile din câmp și spații protejate, cu fruct cu pulpă cărnoasă și conținut de substanță uscată ridicată. Hectar, hibrizi de legume cu genetică românescă. Alo, bună ziua, sunteți în direct. Alo? Alo, bună ziua, vă ascultăm, sunteți în direct. Rodona, bună ziua. Bună ziua. O întrebare, vă rog. Am stropit niște cireși și niște vișini. Da. Și am plantat, am niște salată pe sub ei, niște ceapă verde. Da. Și mi-a mai rămas soluția de la ei, de la acești pomi, și am dat pe salată și pe ceapă. Nu. Ca insecticid am folosit Calisto, că n-am avut altceva. Da. Acum, insecticidul poate să facă, să-și facă efectul pentru dăunătorii care se instalează acolo. În rest, nu. Ce-mi pun nimic, nu? Nu are la ce, pentru că bolile care se instalează acolo la data de astăzi nu se întâmplă, nu au probleme. Nici salata. Salata poate să suferi. După cât timp poate fi folosită? După două săptămâni. La două săptămâni. Da, da. Eu m-am bucurat că am pus și balbit, am pus și bionat și zic să dau cu la bionat, asta, la bionat n-aveți probleme, el ai produs bio. Știu că e bio, da, da. Însă insecticidele de regulă fac probleme și de aceea trebuie avut mare grijă în folosirea lor. Noi recomandăm întotdeauna produse care au o remanență foarte scurtă pentru ca legumele să le puteți folosi. Deci numai după două săptămâni, da? Numai după două săptămâni. Încă o problemă la grădina de flori. Da. Un ierbicid pentru plantele astea cu frunza îngustă. Pentru buruieni cu frunza îngustă puteți să folosiți produsul Pantera sau da. Agil sau Fusileit Forte. Am flori, trebuie să vă spun că am flori de toate felurile. Am și zambile, am și crini, am și iriș. Nu este nicio problemă pentru plantele care mi le-ați spus. Deci nu creează probleme? Nu. Și încă o întrebare pentru ridichile de o lună. Da. Există un ierbicid din ăsta pelicular? Există un ierbicid, dar nu îl puteți folosi pentru că la trufandalele astea perioada e foarte, foarte scurtă și s-ar putea întâmpla să aveți probleme. Deci aici numai dacă pliviți stratul. Am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult. Cu mare drag. Multă sănătate vă dorim. Alo, bună ziua, vă ascultăm. Bună ziua, să trăiți, domn profesor, domnul Cristina. Ascultăm. Am și eu, am o micuță livadă de pomi, foarte merg, peri, câțiva cireși. Da. Și mă interesează ce insecticid să folosesc să nu omor albinele, pentru că dețin foarte mulți stupi în livadă și nu vreau să chinui albinele, să le țiu închise și deja am împățit într-un an cu Calypso și... Mavricul este un produs care protejează albinele. Dar oricum, cu orice ați strope acolo, indicat este pe perioada în care faceți tratamentele să închideți albinele. Să vă spun, nu le chinuiți, să vă spun cum trebuie de făcut, foarte simplu. Marea majoritate a celor care sunt deținători de albine fac treaba asta. În momentul în care dumneavoastră planificați că stropiți livada, seara închideți urdinișul, dimineața faceți tratamentul, după 2-3 ore... automat apa se evaporă. Important e ca atunci când dați drumul la albine să fie frunza uscată. Și cu asta... Să fie uscat. Pentru că albina linge apa de pe frunză și atunci moare.
Am înțeles atunci. Vă mulțumesc foarte mult. Cum are drag. Multă sănătate. Alo, bună ziua, vă ascultăm. Alo, bună ziua. Bună ziua. Am și o problemă. Am niște albuni din tratea de pădure. Și rodesc în piețe ani, fac fructe, dar toamna când le culegem, sunt multe seci înăuntru și chiar dacă sunt bune, au gust amar, rămâne amar când le mănânci. Aluni. Aluni. Deci dumneavoastră trebuie să faceți în felul următor. Da. Deci după ce cad mățișorii și se formează fructele, da. Sunt încă, le vedeți că în teaca aceea verzuie, da? Când se formează aluna și acolo sunt două, trei la un loc alune. Da. Atunci trebuie să faceți un tratament. Încercați să vedeți dacă găsiți undeva Novadin Progres, pe site-ul Verdon. Da, chiar mai avem în casă. Dacă aveți 15 ml în 10 litri de apă, da. Împreună cu un produs pe bază de cupru. Fie că folosiți alt cupral, sau cem, sau cempion, sau funguran, da. Sau triumf, oricare îl găsiți în prăvălie. Și tratamentele acestea trebuie să le faceți cam 3-4 tratamente pe an. Da. Și atunci nu veți mai avea insecta care înțeapă, insecta respectivă înțeapă aluna când e verde, când e crudă. Și depune un ou acolo și acolo se dezvoltă larva care produce fenomenul ce mi l-ați explicat. Da. Și încă problemă la piersici. Da. Am avut anul trecut o zafel, i-am stropit, cum ne-ați spus, de 5 ori la 2 săptămâni cu ditan și totuși piersicile au fost, cred că înțepate și n-am știut ce insecticid să punem. Erau așa ca niște duluri tari când le mâncam și de suprafața lor erau din loc în loc astea, picături de clei. Da, sigur, eu am spus în felul următor. Produsul ditane este obligatoriu, însă în momentul în care la lăstarii tineri vedeți că se instalează păduc de frunză, fie că sunt verzi, fie că sunt negri, da. Atunci s-a adăugat la produsul ditane și un insecticid, indiferent, carate, decis mega, coragen, talent, lider. Novadin. Merge Novadin Progres. Nu este nicio problemă. Da. Vreau să vă întreb la cais. Fructele nu erau deformate și nu aveau așa niște șansuri ca și cum ar fi marmorate. Era piersic. Noi la piersic, la piersic. Am avut probleme. Da. La cais nu. Avem nu? Și cais, dar n-am pățit așa. Nu. Am înțeles. Că numai erau... la piersic. Am înțeles. Bine. Mai aveți... Avem și nuc, am înțeles că și la nuc facem aceleași tratamente ca și la alun. Ca și la alun. Da, da. Ca și la alun, însă la nuc mai rar. 2-3 tratamente maximum pe an sunt suficiente. După ce-i cad mățișorii. După ce cad mățișorii, se formează fructele, atunci se stropește cu produs pe bază de cupru și un insecticid eventual, pentru antragnoza nucului. Mai am încă o întrebare. Avem un nuc tânăr, are cam 4 metri așa în înălțime. Da. Și am vrea să-i formăm cumva coroana mai jos. Dacă îi tăiem puțin vârful, îi cauzează? Nu se întâmplă nimic. Deci nu dar, se întâmplă dar, nu, dar nu acum. Nu, da. Nu. În perioada de repaus vegetativ. Noi recomandăm să nu faceți nicio tăiere în verde, pentru că de regulă se greșește și acolo în tăietura aia se va circulă, se instalează bacterii, se instalează ciuperci și facem mai mult rău decât bine. Deci tăierile de regulă le recomand în perioada de repaus vegetativ. Se fac și tăieri în verde, să nu ne înțelegeți greșit, sau cei care sunt specialiști, se fac tăieri în verde, dar noi nu recomandăm decât făcute de specialiști și însoțite imediat de tratamente corespunzătoare să cicatrizăm rănile. Da, este tânăr și deja vârful s-a dus în sus și după aia
foarte greu îl mai putem stropi, că aveți și pe cel bătân. La toamnă. La toamnă îi puteți reface corona. Da. Am o problemă în ce privește porumbul zaharat, cel de 3 luni. Da. Am pățit anul trecut, deci a mers foarte frumos până în momentul când a început să facă pui, să facă fructul. Așa. Și atunci am format mușuroaiele acela, să nu rupă vântul. Mușuroiul la rădăcină, la fiecare fir. Așa. De pământ mă refer. În momentul când le-am făcut mușuroaiele astea, îl vedeam printre ele fire care se păleau, păreau pălite și după o zi, două, îl găseam căzut, îndoit de la suprafața mușuroiului și corect. Îndoit și nu era rupt, nu era mâncat de nimic. Să vă spun, nu, acolo s-a instalat, acolo s-a instalat o insectă. Îi spune viermele vestica rădăcinilor de porumb. Și porumbul îi mănâncă într-o parte rădăcina, nu observați dumneavoastră, numai cei care cunosc problema. Și la un moment dat, porumbul capătă așa o formă ca și o crosă de hockey, ca o cârje. Da, da, da. Și până la urmă se răstoarnă. Însă vreau să vă spun că dăunătorul respectiv îl puteți vedea și pe mătasă și pe spic. Deci are mai multe forme. Este un dăunător mai nou în România și s-a răspândit ceva extraordinar. Ei, de vreo 10-12 ani în România și greu se poate face tratament pentru el. Noi am cultivat de câțiva ani mereu porumb zaharat pentru casă, pentru familie. Și acum am pățit asta anul trecut. Da. Oricum va trebui neapărat să faceți un tratament la sămânță și să notați dumneavoastră acolo pentru anul dacă, sau anul ăsta dacă semănați. Am pus în alveole câte o sămânță, să punem în jur de 100 de fire. Așa, în momentul în care îl plantați, da? Să stropiți zona respectivă cu produsul Signal. Signal? Da. Sau mai este încă un produs nou, să scrie, eu vă dictez pe litere. Da. Force, FORCE, Force 20. Da. Și atunci faceți soluția și unde plantați porumbul, stropiți locul ăla unde îl plantați cu produsul respectiv. Deci soluție, nu este praf. E soluție, e soluție. Da, da. Stropim pământul. Exact. Da, da. Mulțumesc, domnul Ghibu. Cu mare drag. Multă sănătate. Alo, bună ziua, vă ascultăm. Să rămână, doamna Cristina. Bună ziua, vă ascultăm. Vă ascultăm, spuneți. Domn profesor, am stropit căpșunile cu armetil cobra. Cobre, da. Și cu nisorul. Da, perfect. Arată foarte bine. Așa. Acum nu știu al doilea cu ce să le stropesc. Al doilea tratament... Trebuie să lăsați, dacă arată foarte bine, nu trebuie nici să forțăm nota cu pesticidele, pentru că plantele acestea sunt foarte tinere acum și recepționează și s-ar putea întâmpla ca din abundența asta a pesticidelor să creem fitotoxicitate. Bine ar fi acum să-i dați un foliplant sau un fertitel sau un bionat să se dezvolte și după aceea puteți repeta din nou. Fie cu nisorun și ridomil, fie cu nisorun și ortivatop. Da, 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 am înțeles. Să puneți... Ce se întâmplă? Până la formarea fructului, ele merg foarte bine. În schimb, încep cam ploile atunci când se formează fructul, cu cât că anul ăsta e cu o lună mai târziu. Mâncam căpșun pe 21 mai, acum mâncăm pe 21 iunie. Da. Da, și începea putregaiul cenușiu și cam greu îl stopam. Putregaiul, să folosiți produsul Teldor. Deci când se formează fructele și sunt verzi. Da, 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 am înțeles. Sunt verzi. Atunci puneți produsul Teldor. Am înțeles. Altă întrebare, domn profesor, dacă nu vă supărați. Nu. Cultiv ardei, aș vrea să erbicidez și eu înainte, după plantare, nu știu cum puteți, să fac. Puteți să erbicidați în felul următor. Da.
fie cu Stomp Aqua, fie cu Pendigan, fie cu Pendisol, da, și da, îl ierbicidați terenul. Deci pregătiți terenul, da, îl ierbicidați, da, și după ce ați ierbicidat, faceți numai găurelele unde puneți răsadul. Perfect. Da? Și nu, da, mai săpați deloc. Produsele care vi le-am spus sunt ierbicide peliculare. Da. Mai puteți face ierbicidarea și cu Challenge 600. Da, toată peliculară. Ăsta nu este produs, mă rog, este un produs mai nou. Și când se folosește înainte de plantare? După semănat, după plantare. După plantare. Plantat. Da. Aha, după plantat. Am înțeles. Dar ce se întâmplă? Eu fac găurile la Stomp, la Pendigan, dar când circulăm pe acolo să le plantăm... Nu se întâmplă nimica. Să nu săpați. Nu sap, nu. Să nu mobilizați solul. De călcat îl puteți călca. Dar să nu-l mobilizați, să nu umblați cu sapa și să... Se calcă unul sus, unul jos, să fac multe... Nu se întâmplă nimic. Da. Nu se mulțumesc. Multă e sănătate, perfect. Să nu uitați la căpșuni, dacă n-aveți folie de protecție sau mulci, să aplicați Teracalco, pentru că rănile provocate de melcivere cochilie duc la stricarea fructelor. Să nu uitați că la pregătirea pământului pentru răsaduri puteți aplica Teracalco la sol pentru schimbarea pH-ului și a structurii solului. Și toate produsele sau orice produs pe care îl căutați și nu îl găsiți în fitofarmacii, puteți să-l căutați pe site-ul Verdon, îl comandați de acolo și vă vin acasă prin curier. Noi luăm o scurtă pauză de publicitate, revenim îndată.